Dragi prieteni, este semnificativ că anume Uniunea Europeană, în calitate de lider global în domeniul protecției mediului, la finele anului trecut a lansat Pactul Verde European, ca răspuns la provocările legate de climă și de mediu. Atmosfera se încălzește, iar clima se schimbă tot mai mult de la un an la altul. Din cele 8 milioane de specii de plante și animale de pe planetă, riscăm să pierdem un milion. Pădurile și oceanele sunt tot mai poluate și devastate. Costurile inacțiunii sunt uriașe. Pactul Verde European propune un răspuns la aceste provocări. Situația actuală și planul potențial de recuperare social-economică a Republicii Moldova va impune mai multă eficiență în ceea ce privește contracararea consecințelor secetei, utilizarea energiei și resurselor, reducerea poluării și asigurarea sănătății publice. Uniunea Europeană rămâne alături de cetățeni Republicii Moldova și în procesul de redresare a problemelor de mediu, pentru că împreună suntem mai puternici, împreună vom reuși să readucem natura în viețile noastre.